La început de săptămână ne-am gândit noi să adăugăm și o porție de spiritualitate, pentru că știm foarte bine că salvarea vine prin credință și anume acest sâmbure de la facerea lumii până încoace își menține viața pe pământ. Dacă este de acord sau nu cu cele menționate, ne va spune dimineața asta Sergiu Crudu, tânăr teolog. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, Dumitru! Bună dimineața, dragi telespectatori! Bine v-am găsit! Vreau să recunosc că inițial când am pășit pe tărâmul tău virtual ca să răsfăiesc un album de fotografii și să trag și eu niște concluzii în privința activităților tale, vocea inimii mi-a sugerat să includ muzică bizantină, muzică bisericească. Până când am descoperit că tu deja cânti în cor și vreau să știu dacă e cu adevărat un balsam pentru suflet aceste cântări duhovnicești. Este exact cum ai afirmat. Muzica bisericească este o parte din viața mea. Prin muzică mă simt împlinit și datorită acestui fapt am și format un grup coral bărbătesc care se numește Gnosis. Împreună cu 7 băieți facem o activitate, zic eu, unică în țara noastră, deoarece în timpul liber mergem și cântăm la slujbele bisericii, de asemenea participăm ca și invitați la diverse manifestări religioase, precum botezuri, cununii sau sărbători de hram și cu acest prilej avem posibilitatea de a ne cunoaște unii pe alții mult mai bine și de a ne petrece timpul totodată într-un mod frumos. Când ai realizat tu că ești atașat de teologie, că vrei să-ți purifici sufletul, că vrei să ai grijă și de ceilalți? Această dragoste mi-a insuflat-o încă de mic bunica, cu care împreună am început să pășesc pragul bisericii din sat și atunci m-am simțit că sunt împlinit în acest mediu bisericesc. Încă de mic am umblat la biserică ca și paraclisier în altar, l-ajutam pe părintele, apoi am cântat la strană și după care, finisând clasa 9 în sat, am plecat la seminarul teologic din Chișinău, unde mi-am făcut studiile în teologie. Și atunci când ai mai mult timp liber, efectuezi foarte multe pelerinașe, iată chiar o vedem pe ecran și niște poze. Cât de mult te ajută pe tine aceste drumuri sfinte să le parcurgi? În toate pe care le întreprind în viață, le fac cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că de unii singuri nu putem să reușim nimic. Și oriunde merg, încerc să descoper locuri noi, locuri frumoase și să cunosc în special mai multe mănăstiri, atât din țara noastră cât și de peste hotare. Tu ești și profesor, predai religia în școli. Ceva vreme a fost interzisă religia, acum deja când este mai mult acces, cum ți se pare lumea? Este mai evlavioasă? Ție ți reușește? De când am absolvit masteratul de anul trecut, am deja al doilea an de când sunt încadrat aici în Moldova în sistemul de învățământ. Ce pot spune? Este un mediu foarte însetat de învățătura bisericească și de cunoașterea lui Dumnezeu, întrucât cunoaștem că până acum câțiva ani în Moldova nu s-a predat disciplina religie și acum s-a oferit posibilitatea ca noi, profesorii de religie, să activăm ca și disciplină opțională la solicitarea părinților. Este o activitate foarte frumoasă și am o deosebită plăcere și dragoste să merg zi de zi în școală și să vorbesc copiilor despre Dumnezeu, despre frumos, despre valorile noastre creștin-ortodoxe. Mie întotdeauna mi-a fost frică să nu facem din credință o modă. Chiar vreau să știu ce părere ai tu despre faptul că în biserică sunt admise tehnologiile avansate, dacă sunt acceptate filmările în biserică, pentru că deseori după niște mediatizări apar și niște interpretări. Cum crezi tu? Bineînțeles că biserica trebuie să fie în pas cu tehnologia, nu trebuie să se izoleze în mediul ei, dar toate acestea nu trebuie să deranjeze în același timp ceea ce se petrece în biserică. Acum este, putem zice, o modă ca toți să-și filmeze evenimentele, să aibă o amintire, dar bineînțeles să nu deranjăm caracterul sacru al tainelor care se petrec în biserică. Este permis
facem, de exemplu, cum ați văzut în pelerinajele mele și în excursii, obișnuim să facem poze, să ne rămână amintiri, dar nu în toate momentele din timpul slujbelor sau a tainelor bisericești se permite ca să facem, să filmăm sau să deranjăm ce se petrece acolo prin tot felul de filmulețe. Sau... Tu cum reziști tentațiilor în acest secol nebun? Tentațiilor care? Mă rog, pentru că sunt sigur că ispitele ne înconjoară. Păi trebuie să facem ceea ce ne învață Mântuitorul Hristos mai întâi. Dacă căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Trebuie să ne petrecem tinerețea într-un mod în care să nu ne fie rușine la bătrânețe. Și pentru că viața aceasta este o călătorie, dacă vorbeam de pelerinaje, este o călătorie în care trebuie să rămânem numai cu amintirile plăcute și ar fi păcat să ne petrecem viața într-un mod rușinos sau să petrecem timpul cu lucruri ușuratice. Uite ce vreau să te întreb. Deseori unii propovăduitori ai cuvântului dumnezeiesc fac referire la Iisus Hristos, la felul de a da și nu de a lua. Vreau să știu și eu cum se leagă teoria cu practica, pentru că foarte mulți enoriași se tot plâng că cresc tarifurile și la botez, și la cununii, și la mormântări. Tu ești în acest domeniu, poate știi mai multe. Biserica nu impune niciodată nicio taxă, dar sunt slujitori însoțiți de alți angajați ai unei biserici care, bineînțeles, ca și oricare organizație sau structură, au nevoie de anumite finanțe ca să se întrețină. Și toate donațiile care vin spre biserică pentru întreținerea comunității, pentru întreținerea locașului, a plătirii personalului bisericesc, toate acestea se fac binevol. Și dacă sunt fixate în unele locașuri anumite taxe, sunt orientativ, dar nu sunt obligatorii. Cei care nu au posibilitatea nu sunt. Și dacă totuși facem o legătură între a da și a primi, Mântuitorul ne spune că mai fericit este cel care dăruiește decât cel care primește. Sergiu, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi și din păcate ne presează timpul, pentru că aș fi vrut să aflu și ce zic Sfinții Părinți despre seisme, despre aceste fenomene care se întâmplă, pentru că recent am trăit cu toții în cutremur și cred eu că avem niște motive în plus ca să ne dăm seama că totuși puterea nu e în noi, ci în natură și în Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru prezență și multă sănătate. Mulțumesc. Dragii noștri, rămâneți alături de Bună Dimineața!